Socializarea a adus un dosar penal unui tânăr din Republica Moldova care a încercat să intre ilegal în România, traversând în not râul Prut, cu intenția de a ajunge la niște prieteni cunoscuți pe o rețea de socializare. Conform Observator News, un tânăr din Republica Moldova a fost depistat de autoritățile de frontieră când a încercat să intre ilegal în România înotând râul Prut, pentru a se întâlni cu niște prieteni întâlniți pe rețelele de socializare. Conform Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, în urma cooperării dintre polițiștii din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Tomești cu structurile de frontieră din Republica Moldova, bărbatul a fost depistat în zona localității Prisăcani. În urma verificărilor specifice efectuate, cu sprijinul autorităților din Republica Moldova și din declarațiile bărbatului, s-a stabilit că persoana este un cetățean moldovean care a trecut în not râul Prut, intenția de a ajunge la niște prieteni de pe raza județului Iași, cunoscuți pe o rețea de socializare, se precizează în comunicatul de presă. Deși nu deținea niciun document, polițiștii de frontieră au stabilit că este cetățean moldovean de 43 de ani, locuitor al satului Colibaș. Totodată, din informațiile operative existente, în România locuiește fratele persoanei documentate, unde de fapt și intenționa să ajungă, a informat Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, relatează Observator News.